Cei 50 de angajați ai Institutului de Cercetări Nucleare aflați în autobuz se întorceau spre casă după schimbul 1, când la un moment dat, pe DN73 în localitatea Mărăcineni, mașina a fost izbită în spate de un autoturism în regim de maxi-taxi fără pasageri. Șoferul de 60 de ani, care nu a păstrat distanța regulamentară, susține că nu a mai putut evita impactul. M-a surprinsat că oprește și eu am vrut să-l depășesc, m-a intrat, dar intrase altcineva din depășire. În spate nu am mai putut să-l frână, dar nu mai vrea să-l frână ca lumea. Și nu am putut ce să mai evit. S-a întâmplat impactul. Da. Mașina a oprit ca să lase pe cineva, a semnalizat în timp și domnul din spate a intrat în mașina noastră, s-a lovit cineva, ați văzut? Erau angajații dumneavoastră? Care... Bineînțeles, erau toate autobuzele oprite, aici le-au preluat pe ceilalți. Pasagerii aflați în autobuz s-au speriat teribil când au simțit impactul. A fost un alt autobuz care ne-a venit din spate. Eu am stat în față, n-am cum să vă descriu accidentul, că n-am văzut poate din celălalt autobuz. Simțim umplutura în spate? Da, bineînțeles. Mie mi-au sărit ochelarii. V-a speriat, doamnă? Bineînțeles. Pentru că e ca și cum te-ar lovi cineva instantaneu. Imediat la fața locului a sosit un echipaj SMURT pentru a acorda îngrijiri răniților. Am fost solicitați la un accident rutier. La fața locului au fost găsite 3 victime, 2 refuză transportul la spital și a de-a treia va fi transportată, prezintă un traumatism craniocerebral minor. Polițiștii sosiți la fața locului au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza producerii accidentului. Pe numele șoferului de 60 de ani a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă.